Despre arme. Acum, războaiele lumii i-au inspirat lui Cameron un nou scenariu. Nu este vorba de regizorul James Cameron, ci de David Cameron, fostul prim-ministru al Marii Britanii, care vrea să salveze lumea. Cameron a sărit peste ocean să deblocheze cele 95 de miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina, Israel și Taiwan, din care 60 de miliarde doar pentru Ucraina. Un ajutor blocat de republicani, dar și de anumiți independenți din Senat. Fostul premier britanic, care este acum ministru de externe, a bătut mai întâi la ușa lui Trump, la Mar-a-Lago, în Florida, apoi a mers la Washington, unde și-a dat întâlnire cu secretarul de stat Antony Blinken. Un succes al Ucrainei și eșecul lui Putin sunt vitale pentru securitatea americanilor și a europenilor, iar o victorie pentru Rusia ar fi auzită clar la Beijing, Teheran și în Coreea de Nord, avertizează Cameron. Marea Britanie își face prezența și în România. Astăzi, 6 avioane britanice Typhoon au ajuns la baza aeriană Cogălnicianu, avioane care vor face pe polițistul NATO. Vor supraveghea teritoriul nostru timp de 4 luni.